Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit! Mă numesc Veronica Cibotar și vă prezint știrile TV Drochea. În acest an se împlinesc 72 de ani de la reorganizarea Sindicatului Educației și Științei. Cu această ocazie, liderii sindicaliști din raionul Drochea s-au întrunit la o masă rotundă. Detalii la acest subiect aflați în continuare. Un grup de lideri sindicaliști din raionul Drochea s-au întrunit la o masă rotundă consacrată aniversării a 72 de ani de la reorganizarea Sindicatului Educației și Științei. Aceasta este o putere a sindicatului nostru, pentru că pe parcursul acei 72 de ani, de când se menționează ziua Sindicatului Educației și Științei, această organizație sindicală este una din cele mai combative, din cele mai cu inițiativă, din cele mai luptătoare pentru drepturile și interesele angajaților. În cadrul evenimentului au fost discutate cele mai actuale probleme din domeniul dat și au fost înaintate soluții în rezolvarea acestora. Noi am discutat despre problemele care sunt în raionul Drochea la diferite instituții, despre contractele colective de muncă, despre tinerii specialiști, cum sunt încadrați și susținuți, despre localele grădinițe care sunt deschise în alte instituții care nu fac față lucrului, despre problemele raionului, cum susțin tinerii specialiști cu reducerea orelor de lucru, dar primirea salariului complet, cu în legătură cu condițiile nocive, că facem un schimb de experiență și suntem la curent cu toate problemele care sunt în raion și la fiecare instituție. Acest seminar de astăzi, deci, este o experiență bună, plăcută pentru noi, deci am luat ceva nou. Pe teritoriul raionului Drochea sunt 78 de organizații primare, în care sunt întruniți 2072 membri de sindicat. Talentul nu cunoaște limite, iar pasiunea pentru muzică unește oameni de diferite vârste și naționalități. Detalii la acest subiect aflați în reportajul ce urmează. Cu câțiva ani în urmă, pasiunea pentru muzică i-a unit pe aceste femei în cadrul unui ansamblu cu denumirea Raduga. Acesta activează în Centrul Multifuncțional Recunoștința din orașul Basarabeasca, unde se fac și repetiții. Repertoriul ansamblului Raduga este unul divers. Femeile interpretează cântece în diferite limbi, rusă, ucraineană și română, însă au și melodii preferate. Cvetiot Kalina v pole urucia, acest cântec de mult timp se cântă. Încă din copilărie, la masă, îl cântau și cei mai în vârstă și de aceea mi-a rămas în memorie. Această floare crește în Rusia. Cântecele pe care noi le interpretăm sunt Napa Sașoc, Milaia Mama, Rastfela Padakoshkom Belasnejnaia Vișnea, Moroz, în timpul sărbătorilor de iarnă, Kalina, Katiușa. Nu Kalina, Kalina, Katiușa. Я всю жизнь пою,
Am cântat toată viața, cred că din fașă. Este un hobby al meu. Dacă mi-a plăcut melodia la un cântec nou, atunci neapărat trebuie să o știu. Гуляем, гуляем, до рассвета зажигаем, мы бокалы нальем до краев, за здоровье, за задачу, за любовь. În componența ansamblului se regăsesc doar femei cu vârste înaintate. Toate sunt de naționalități diferite, însă totuși majoritatea sunt ucrainence. Unele dintre ele s-au născut în Basarabeasca, iar altele au ajuns aici după repartizare. După naționalitate sunt bulgară, rusoaică, ucraineancă. Cum ați ajuns în Basarabeasca? Aici m-am născut și trăiesc. Aici au locuit și părinții mei, care deja nu mai sunt. Au rămas copiii, nepoții și strănepoții. Deja sunt străbunică. În anii 50, părinții mei au fost repartizați din Sahalin în Moldova. Tatăl meu a fost miliționer în port. Atunci toți erau repartizați. Aici el a lucrat în Ministerul Afacerilor Interne. Ne-a adus aici și pe noi. Eram 3 copii. După terminarea institutului m-au repartizat aici. 2 ani am făcut studiile la Chișinău, apoi 2 ani la Bălți. M-am transferat la Bălți, apoi am venit la Basarabeasca. Potrivit membrelor ansamblului la începutul anilor 50, orașul, la fel ca și astăzi, a fost unul multinațional. Totuși, pe atunci, în oraș erau mai mulți evrei. Bulgari, moldovani, evrei. Erau bulgari, moldoveni, mulți evrei. Ei aveau tarabe și magazine. Foarte mulți evrei erau în Romanovka. Erau de toate naționalitățile. Și nu știu de ce, dar toți vorbeau în rusă. Nu почему то все говорили по-русски. Chiar dacă sunt de naționalități diferite, femeile cu strictețe respectă tradițiile țării în care trăiesc. Sărbătorim anul nou, Crăciunul și toate sărbătorile naționale moldovenești. Ne ducem și la biserică. Deja nu mă consider că sunt rusoaică, ci moldoveancă, pentru că toate tradițiile și sărbătorile le sărbătorim la fel ca și ceilalți. Ne ducem și la biserică. Femeile din cadrul acestui ansamblu mai fac și diverse obiecte manufacturate tradiționale, însă cântecul rămâne a fi cea mai mare pasiune a lor și le ajută mai ușor să trăiască și să treacă peste greutățile vieții. La Șoldănești a avut loc festivalul concurs de muzică și dans în scenă Doar Bărbații, care a ajuns deja la a 5-a ediție. În preajma sărbătorii de 8 martie, bărbații au dansat și au cântat Doar pentru femei. Cum s-a desfășurat evenimentul, aflați în câteva clipe. Festivalul Concurs Raional de Muzică și Dans în scenă Doar Bărbații a ajuns la a 5-a ediție. În preajma zilei de 8 martie, bărbații, artiști amatori din raionul Șoldănești, au cântat și au dansat doar pentru femei. Cei mai buni au fost premiați cu diplome și premii bănești. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Căminului de Cultură George Coșbuc din orașul Șoldănești. 10 de bărbați au venit în scenă ca să încânte cu vocea și mișcările în ritm de dans femeile prezente la spectacol. Pentru a câștiga simpatia publicului și a juriului, concurenții au fost nevoiți să dea dovadă de originalitate, maestrie interpretativă, ținută scenică, comunicare cu publicul și conținut expresiv al textelor poetice. Conform totalurilor festivalului concurs, la categoria colective folclorice de bărbați, învingători au devenit 2 ansambluri folclorice, Rozioara din orașul Șoldănești și Floarea de Dor din satul Cotijenii Mari. Locul 2 l-au meritat stejarii din satul Dobrușa. Aceștia au fost urmați de colectivul din satul Chipeșca. Cum apreciez concertul?
tare frumos. Păcat de jos. Frumos. Ne mai relaxăm și noi în unele clipe, primind plăcere de la ceea ce reprezintă bărbați. Cum la noi e spacă rară pentru doamne, astăzi e un moment special, adică noi doamnele stăm să admirăm bărbații, cât e frumos de gând. Acest festival este bun pentru aceea că bărbații exprimă dragostea, iubirea față de femeile lor, față de colegi, față de mame și surori. Printre cei mai buni dansatori s-au remarcat moștenitorii din centrul raional. Clopoței de Răscopeni s-au plasat pe al doilea loc. Cu premiul 3 au fost menționați dansatorii din satul Căuzeni. La categorie orchestre și colective instrumentale, cei mai buni au fost membrii fanfarei Dumbrava a Consiliului Raional, Șoldănești, și orchestra de muzică populară Trandafirii, tot din orașul Șoldănești. Ei au fost urmați de ansamblul de chitariști din satul Poiana. Noi, membrii juriului, am observat o mai bună pregătire a tuturor colectivelor, dat fiind faptul că au folosit mai multă ingeniozitate, au folosit mai mult folclor autentic, au folosit mai multe numere de glumă. Aici este sunt prezente mai multe genuri de muzică, începând cu muzică instrumentală, folclor, dans. Interpretare vocală de lucruri de frunte s-au îmbrădnicit Sergiu Socolean și Simion Muștuc din Șoldănești, Vladimir Urschi din satul Cotujenii Mari, Aurel Pânzaru din satul Dobrușa și Virgiliu Brânză din satul Viguleni. Zilnic își rod încălțămintea printre gropile de pe trotuare. Pietonii care se deplasează pe străzile din Căușeni riscă să ajungă oricând la spital luxându-și picioarele. Deși în ultimii ani mai multe drumuri au fost reparate, doar câteva porțiuni de pe marginea carosabilului au căpătat un aspect modern. Este vorba de trotuarul din zona verde a orașului care a fost pavat în întregime, cel din fața Consiliului Raional, al Centrului pentru Tineret și Sport și o porțiune din preajma monumentului lui Mihai Eminescu. În rest, toate trotuarele din centrul orașului par a fi ca după bombardament. Oamenii spun că trotuarele nu au mai fost reparate de cel puțin 30 de ani, iar acum ar trebui să le vină și lor timpul. Ce s-a făcut acum, câțiva ani în urmă, s-a făcut un lucru foarte bun, însă nu-i dus până la capăt și eu cred că n-ar scade deloc absolut dacă lucrul acesta ar fi prelungit, ca într-adevăr de la deci la Eminescu, eu am zis că tot Căușeni ar trebui reparat. Dar dacă e vorba de finanțe limitate, da, azi facem o parte, pe urmă facem altă parte. Eu cred că nimeni o să fie din Căușeni împotrivă sau nu de acord ca să fie, dacă e vorba de reparat la Eminescu până la Matievici, anul ăsta, zicem, sau o lună, două, trei, un quartal. Pe urmă, altă parte. Totuși, la ședința de acum două săptămâni, consilierii raionali de la Căușeni au alocat 700.000 de lei pentru reparația trotuarului de pe Bulevardul Eminescu. Președintele raionului afirmă că în urma demersului înaintat de primărie, sursele au fost alocate. Ce-i drept că și primăria Căușeni și-a luat angajamentul să repare trotuarul de pe partea stângă a drumului. Consiliul Raional Căușeni va începe reparația trotuarelor de la bustul Mihai Eminescu, noi am început acolo apava, până la Matievici. Un calcul prealabil a fost de 700.000 de lei. Vedem, o să facă devizul, o să vedem cât ne ajunge. Potrivit oficialilor, autoritățile se angajează să paveze trotuarul pe o lățime de 2,5 metri, cu o lungime de aproximativ 1 kilometru. Locatarii din zonă, dacă vor dori să-și paveze segmentul din preajma porții, vor fi nevoiți să contribuie și ei. O, 3 metri
Noi am socotit mai scurt 2700 de bucățcăci. E de tot 6500, e partea voastră? Da, așa. Da, noi nici n-am zis nică, noi n-am refuzat, am spus că fiecare plătim și facem. Numai și frumos, să mergem și noi încălțăminte în ant, să putem să mergem cum trebuie. Orășenii spun că ar fi un lucru minunat dacă trotuarul de pe Bulevardul Eminescu va fi pavat în întregime. Asta pentru că orașul va căpăta un alt aspect, iar copiii nu vor mai fi nevoiți să calce prin bâltoace. În plouă tot mergem pe apă. Dar circulați des pe aici? De atâta vreme că eu aici trăiesc. Ei, nu-i frumos. Ce să-i faci? Nu numai trotuarul ăsta, dar toate trotuarele din orașul nostru să facem că... S-o vorbi și la Consiliu, îmi pare că și la toate, și la primărie, vorbesc, dar de făcut văd că nu fac. M-a făcut în față, așa știți, că acum ți-a razurile o leacă de praf în ochi. Dar mai departe... Una spune că în stare bună. Și de când nu s-au făcut? Drumurile astea nu s-au făcut, mai tine din 85. Nu, de 80, și trotuarurile, și drumurile. Nu, când plouă, când... Ninsori, stochești iapă, clar că pășim, mergem, o conjurăm. Vă reamintim că anul trecut primăria orașului Căușeni a alocat 300 de mii de lei pentru pavarea trotuarului din zona verde a orașului. Lucrările au fost încheiate. Mai bine de 100 de copii cu vârsta de 14 ani au participat timp de 2 zile la Căușeni la campionatul Moldovei din regiunea de sud a țării. Evenimentul de anul acesta a fost organizat de Federația Moldovenească de Basket și a avut drept scop identificarea celor mai buni sportivi din regiunile sudice ale Moldovei. Pod egidei provedenie campionata Republicii Moldova pe basketbolul, впервые в истории, в заявке по данному возрасту принимают участие свыше 20 команд. Эти команды разбиты на группу «Север» и группу «Юг». Это у нас южная зона. Здесь в заявке сегодня 10 команд, которые разделены на 2 подгруппы, которые ведут игры за выход в следующий этап данных соревнований. Antrenorii școlilor sportive din raioanele vecine spun că turneul este un bun prilej de prezentare a gradului de pregătire a fiecărui basketbalist și ambițiile fiecărei echipe. Astfel, lupta pe terenul de basket a fost una crâncenă. Но я думаю, для каждой команды эти соревнования очень важны, потому что на соревнованиях только происходит рост ребят. Поэтому, наверное, соревнования это самое важное. Для этого происходят все тренировки. Antrenorii au lăudat gazdele și spun că sala mare a Centrului pentru Tineret și Sport din Căușeni întrunește toate condițiile pentru a desfășura astfel de competiții. Вы знаете, очень приятно, что собралось очень много команд, 10 команд. Должно было больше собраться. Это перспектива, между прочим, видеть хороших, талантливых игроков, спортсменов. Я как тренер, бывший сейчас молодежных сборных, знаю, представляю, что уже сейчас закладывается резерв сборных команд. Din cele 19 echipe care s-au duelat pe terenul de basket, 9 au fost de fete, iar 10 echipe au fost de băieți. Aceștia spun că pentru participare la campionatul Moldovei este nevoie de multă pregătire și un șir de câștiguri. Мы из Кишинева, мы представляем команду Admirals и мы играли. Да, тренируемся. Мы сейчас выиграли одну игру против Бендер. Вчера у нас, конечно, не удалось нам выиграть. Выиграли с минимальным отрывом на 2 очка против Бессарабки. Antrenorii din raionul Căușeni se laudă cu gradul de pregătire a sportivilor, afirmând că de mult nu au mai văzut astfel de jocuri spectaculoase. Вчера мы играли со Степан Вода и выиграли у Степан Вода 76-18. Такой счет. Сегодня мы играем Глория Кишинев. Вторая игра. Рассчитываем на победу, рассчитываем на первое место в своей подгруппе, чтобы выйти в финал. Чтобы можно было уже в финале бороться за какое-то призовое место. Acest campionat de basket, campionatul Republicii Moldova pe Under 14 băieți, este un campionat unde participă 10 echipe din zona sud, adică zona centru-sud. Sunt participante de Chișinău, 2 echipe. Este un campionat cu pregătirea elevilor, a sportivilor foarte înaltă.
Până la aceasta a fost campionatul Republicii Moldova, s-a terminat două zile în urmă, au participat fetele. Vreau să accentuez că echipa din Căușani, în subgrupa ei, a ocupat primul loc. Dar acum, acum merge a doua zi, campionatul între băieți. Până când să avem rezultate preventive, nu putem spune totalizarea până în detalii, dar campionatul este la un nivel foarte înalt și o pregătire foarte bună sportivilor. La final, cele mai bune echipe au fost premiate cu diplome și cupe de merit. Stimați telespectatori, aici se încheie știrile pentru astăzi. Eu mă numesc Veronica Cibotari, la revedere, rămâneți cu TV Drochea.